După cum afirmă părinții mei, s-a născut mai devreme decât mine. Au ei dreptate sau nu, eu nu știu. Știu, doar că nu țin minte o zi să nu-i aparțină ei, să nu țin puterea ei asupra mea. Ea mă ajută să citesc, să scriu, să gândesc. Vreți să știți numele? E limba mea. Înainte de a pleca la școală, în clasa întâi, am întrebat-o pe mama ce obiecte voi studia. Ea mi-a spus, printre altele, că voi studia și limba română. Atunci nu înțelegeam. De ce trebuie să o studiez? Doar o cunosc. Mai târziu mi-am dat seama că greșeam, că mai am multe de învățat și multe de citit ca să pătrund în tainele limbii. A început într-o zi de 1 septembrie, prima zi de școală. Eram curios să o cunosc pe învățătoarea mea. O căutam cu privirea, dar din cauza buchetelor de flori, nu vedeam nimic. Deodată s-a apropiat de noi o doamnă și s-a salutat cu blândețe. Ne-a spus că vom începe împreună, ca o echipă, o aventură în care vom descoperi o mulțime de lucruri noi. Vorbea frumos și am înțeles că vreau și eu să vorbesc la fel de frumos. În muntele clasei a patra ne-am luat rămas bun de la prima învățătoare și ca 25 de fluturași ne-am luat zborul spre ciclul gimnazial. Iozanul a devenit mai greu și doream să-i crească aripi și să zboare, ca în micro romanul scris de Nicolae Popa, Iozanul zburător. La întâlnirea de suflet cu acest scriitor, simțeam că iubirea mea pentru lectură devine din ce în ce tot mai mare și am decis să particip la campania națională Să citim împreună, la Biblioteca Națională Ion Creangă. Mă comanda profesoara de limba română. Aveam în gimnaziu profesori pasionați de meseriile lor, care ne antrenează să gândim textele pe care le citim, să vorbim coerent și frumos. Împreună cu ei, vizităm teatru, înscenăm diferite opere din literatura română, participăm la diverse activități extracurriculare. Iar la lecții, simt că ceea ce scriu și spun contează. Ce este pentru tine limba noastră? Pentru mine limba noastră este distanța dintre inimă și umbra ei. Pentru tine limba noastră? Pentru mine limba este însă sufletul neamului român, ceea ce pronunțăm în zi de zi, motivul pentru care au fost duse multe războaie, cea mai de preț comară, care trebuie să o menținem însă și în sufletul etnic. Ce este pentru tine limba noastră? Limba noastră pentru mine înseamnă comoara patriei mele, ce necesită muncă ca să o știm și să vorbim frumos. Bine, limba noastră e cea mai mare și mai de preț comoară. E un fagure de miere. Ea e simbolul neamului. Ei mă închin și aduc elogii. Așa cum de ce strălucesc astrele, în sufletul meu limba este steaua strălucitoare. Ea este glasul istoriei noastre, a moșilor și strămoșilor noștri, care au înroșit glia cu sângele lor pentru păstrarea hotarelor și a tradiției naționale. Este o comoară de preț, de care obțin căpăța doar prin muncă și efort. Noastră. Pentru mine limba este un instrument ale căruia fost nu trebuie să le facem pe scârție. Alexei Matei în creată ca limba noastră, se mâncea cu limba română. Nu există nimic care trebuie pentru un popor cu căpirea cuantei. Pentru mine limba noastră născută pe un picior de plaie, pe gură de rar, este dovada cea mai sigură a continuității noastre. Mi-e dragă să vorbesc, pentru limba mamei care mă leagă de originea mea. E limba în care gândesc, zâmbesc, plâng și plâng. Și eu, prima dată lume, pe care din noi, eu o cunoaște și de a o vorbi. Sheikh HD spunea, cuvintele sunt ca banii. Cât circulă mai mult, cu atât valoarea lor crește. Iubesc cuvintele limbii noastre. Îmi deranjează jargoanele împrumutate din vocabularul de mahala, folosite în conversațiile unor tineri.
Mă revoltă utilizarea în exces a cuvintelor împrumutate din alte limbi și mă supără scrisul fără diacrit și de pe internet. Doamnă, hai să facem o rețetă de salată dietică pentru cei care au mâncat prea multe porcării de sărbători. Tu citești rețeta de pe net, iar eu zăpăcesc pe aici ingredientele. Ce bine zici, măi păcală! Vreau și eu să mănânc ceva sănătos. Iată, am găsit și rețeta. Bucată piept de pui tăiat cu bucatele sau fasii. Subtiri, catei de usturoi tocat mărunt. Ce n-ai paspui, mai tândală, că nu înțeleg nimic? Citesc ce e scris. Cred că trebuie să devenim un blogger care să scrie corect rețetele, ca toată lumea să le poată pregăti. Ca să uită ce s-a studiat, îmi fac o mare și deosebită plăcere ca să-mi amintesc versurile minunate din poezie Limba noastră, de Alexei Matveievici. Limba noastră e o comoară, în adâncul împodată, mășireac de catră la rămășire revărsată. Știu că vă voi fi întotdeauna coleg, că nu mă voi opri din această cale și neapărat voi transmite dragostea mea pentru limba maternă și copiii mei.